Doamnelor și domnilor, echipajul de cabină se află la bord pentru siguranța și confortul dumneavoastră. Vă rugăm să acordați atenție prezentării video a mijlocelor de salvare. Din motive de siguranță, bagajele trebuie așezate în compartimentele situate deasupra scaunelor. Nu depozitați bagaje pe scaune, pe culoar, lângă ieșiri sau sprijinite de un panou despărțitor. Centurile de siguranță se cuplează astfel. Introduceți brida metalică în cataramă. Pentru ajustare, trageți de capătul liber. Pentru decuplare, ridicați clapeta. De-a lungul culoarului se află două benzi fluorescente care vă vor direcționa către cea mai apropiată ieșire. Există 6 ieșiri de salvare marcate cu inscripția roșie Exit, localizate astfel. 2 în față, 2 deasupra aripilor, 2 în spate. Vă rugăm, localizați ieșirea cea mai apropiată de locul dumneavoastră. Pentru o evacuare rapidă, toate ieșirile sunt dotate cu tobogane gonflabile. În situația puțin probabilă a depresurizării cabinei, măștile de oxigen cad automat. În acest caz, luați loc imediat și legați-vă strâns centura. Trageți cea mai apropiată mască, declanșând astfel debitul de oxigen. Fixați masca pe gură și pe nas cu ajutorul benzii elastice și respirați normal. Înainte de a-i ajuta pe ceilalți, fixați-vă întâi propria mască. Păstrați masca pe față până când echipajul vă va spune să o îndepărtați. Sub fiecare scaun se află câte o vestă de salvare. Numai la indicația echipajului se scoate vesta, se îmbracă și se fixează strâns în talie cu ajutorul cordonului reglabil. Umflați vesta de salvare numai la părăsirea avionului. Pentru umflare, trageți brusc de cele două plăcuțe roșii aflate în partea din față. Vestele copiilor trebuie să fie umflate în avion. Pentru umflarea suplimentară, suflați în tuburile de cauciuc. Becul de semnalizare se aprinde la contactul cu apa. În cazul puțin probabil al unei aterizări forțate sau amerizări, vi se va spune să luați poziția de siguranță în instrucțiunile de salvare. Vă rugăm să verificați că centurile de siguranță sunt cuplate, să fixați spătarele scaunelor și măsuțele în poziție verticală și să ridicați parasolarele. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de salvare aflate în buzunarul scaunului din fața dumneavoastră. În timpul decolării și aterizării nu este permisă folosirea echipamentelor electronice. Telefoanele mobile se vor păstra închise pe toată durata zborului. Vă rugăm să respectați indicația semnalelor luminoase nu fumați și legați centurile. Fumatul nu este permis la bordul aeronavelor Tarom. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție și vă reamintim că echipajul se află la bord pentru a vă oferi un zbor sigur și plăcut. Ladies and gentlemen, the cabin crew are here for your safety and comfort. May we have your attention, please? This short video highlights important safety information. For safety reasons, your luggage must be stowed in the overhead compartment. It is not allowed to stow luggage on the seats, in the aisle, next to the exits, or against bulkheads. In order to fasten your safety belt, insert the metal tab into the buckle. To adjust it, pull the loose end of the belt. To unfasten, just raise the flap. Along the aisle, two photoluminescent floor pads direct you towards the nearest exit. There are 6 emergency exits marked with a red exit sign. 2 forward, 2 over the wings, 2 at the rear. Please locate the nearest exit to your seat. For rapid evacuation purposes, all exits are provided with inflatable slides. In the unlikely event of a decompression, the oxygen masks will automatically drop. In that case, sit down immediately and fasten your seat belt tightly. Pull down the nearest mask in order to start the oxygen flow. Adjust the mask to your mouth and nose by means of the elastic strap and breathe normally. Put on your mask before helping others. Keep your mask on until the cabin crew tell you to remove it. There is a life vest under each seat. Only on the cabin crew instruction, take out the vest, put it on and fix it tight around your waist by means of the adjustable strap. Inflate the life vest only after leaving the aircraft. In order to do so, pull sharply at 2 front red toggles. Children's life vests will be inflated inside the aircraft. For additional inflation, blow through the rubber tubes. The signal light is illuminated on contact with water. In the unlikely event of an emergency landing or ditching, you will be told to take the emergency brace position presented in the safety instruction cards.
Make sure that your seat belts are fastened, your backrest and table in front of you are in the upright position, and the sunshades are pulled up. For further information, please read carefully the safety. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. We would like to remind you that the cabin crew are on board to make your flight safe and comfortable. Okay, thank you all. Thank you all. Thanks for departure. Thank you.